Chiar și pe baza datelor preliminare se poate spune cu încredere că aproape 70,9 milioane de alegători au votat pentru Donald Trump, în timp ce pentru Kamala Harris, aproximativ 66 de milioane. Vocea Americii, după ce a enumerat mass media care au prezis victoria lui Trump și anume singurul canal Fox News și cele care au întârziat până la ultimul să recunoască victoria acestuia, s-a concentrat pe declarațiile majore ale lui Donald Trump. Iată câteva dintre ele. Aceasta este o victorie politică cum țara noastră nu a mai văzut până acum. Câștigarea acestor alegeri va ajuta țara să se vindece. Este timpul să lăsăm în urmă diviziunile din ultimii patru ani. Este timpul ca întreaga țară să se unească, a spus el. Aceasta va fi cu adevărat o epocă de aur pentru Statele Unite. Nu am de gând să încep războaie, am de gând să opresc războaiele. În ciuda previziunilor diferite, a fost clar din reacția presei cât de mult au sperat democrației că va câștiga candidatul lor. De exemplu, The Spectator scrie că: Ideea că alegătorii americani se vor ghida de altceva decât de circumstanțele lor personale a fost naivă. Doar priviți câtă viață și în același timp tragedie se poate vedea în aceste două cadre, care surprind perfect atmosfera care a dominat în timpul alegerilor din Statele Unite. Primul provine din studioul Fox News, cunoscut pentru susținerea republicanilor, și primul care a prezis victoria lui Donald Trump. A doua este din studiourile CNN, o rețea care susține democrații. Fețele prezentatorilor vorbesc de la sine după ce procentul de alegători care au votat pentru Trump a început să crească vertiginos. Chiar înainte de închiderea urnelor, casele de pariuri estimau șansele de victorie ale lui Trump la 93%, potrivit platformei Polymarket. Videoclipul a devenit apoi viral pe rețeaua socială americană X. CNN, care nu a putut crede în victoria lui Trump până în, ultima clipă, l-a declarat în cele din urmă pe Trump al 47-lea președinte și a făcut un pronostic sumbru asupra revenirii sale la Casa Albă. Potrivit analiștilor CNN, noua putere îi va conferi o autoritate vastă cu un impact dezastruos asupra țării și va șoca întreaga lume. BBC a publicat un articol cu titlul Revanșa lui Donald Trump, amurgul Americii Liberale, întrebări și răspunsuri despre al doilea mandat al președintelui republican. Aceasta pare să fie poziția care ar putea deveni tema principală a întregii președinții a lui Trump. Financial Times a subliniat că Trump, aflat acum în Casa Albă, nu trebuie să se îngrijoreze de dosarele sale penale, deoarece în Statele Unite nu este permisă urmărirea penală a unui președinte în funcție. Publicația Politico a reacționat astfel la victoria lui Donald Trump. Spuneți adio proceselor împotriva lui Trump. Candidatul acuzat devine, în esență, propriul judecător și juriu. The Wall Street Journal notează că fostul președinte Donald Trump este primul în ultimul secol care a reușit să-și recapete poziția la Casa Albă după ce a pierdut-o. Hey, Presa europeană încearcă de asemenea să înțeleagă ce s-a întâmplat. Spre exemplu, Deutsche Welle afirmă, America și-a făcut alegerea și se întreabă cum a reușit Trump să învingă. Euronews a intitulat materialul principal despre alegerile din Statele Unite cu declarația lui Trump, America va fi măreață. În articolul Euronews sunt enumerate principalele mesaje transmise de Trump înainte și după alegeri. Totuși, un subtitlu atrage atenția. Scenariul Hillary, unde, citând reprezentanți din echipa democraților, se menționează că aceștia doresc să aștepte numărarea tuturor buletinelor de vot fără excepție. Euronews amintește că exact așa a procedat Hillary Clinton în 2016, când a pierdut alegerile prezidențiale în fața lui Trump. Jurnaliștii scriu despre starea deprimată a susținătorilor Kamala Harris. Deși mai este mult până la inaugurarea celui de-al 47-le președinte al Statelor Unite și a celui de-al 50-lea vicepreședinte, Donald Trump și JD Vance, programată pentru 20 ianuarie 2025, deja s-a aflat din surse diplomatice de la Bruxelles că liderii Uniunii Europene vor organiza o întâlnire de urgență la summitul de la Budapesta pe 7-8 noiembrie. Aceasta este considerată o discuție de urgență în care vor analiza viitoarele acțiuni ale Uniunii Europene după victoria a lui Trump. Mai degrabă ar fi corect să spunem că Uniunea Europeană este momentan incertă cu privire la modul în care va gestiona relația cu Statele Unite sub conducerea președintelui Trump. Uniunea și-a subordonat toate interesele strategice, inclusiv economia, administrației anterioare de la Casa Albă. Acum s-ar putea să trebuiască să supraviețuiască pe cont propriu și să-și asume responsabilitatea individuală pentru tot ceea ce s-a făcut în Uniunea Europeană în ultimii ani.